Este un singur inel pe toată poarta aceasta care se învârte. Și se spune că dacă îl găsești și reușești să-l învârți, o să ai noroc, ceva de genul. În această piață, jamilor, se ține cel mai mare Christkindmarkt din lume. Ce se duce asta? Bine v-am regăsit, bomboclaților, jamilor, jamșerilor, bunilor, sănătoșilor. Astăzi am să vă scot câta de pe, sau de fapt am să ne scoatem, o să ne scoatem puțin de pe filmul de grădină și vom merge într-un cartier din Nuremberg. Cartierul respectiv se numește Bärenschanze. Dacă nu mă înșel, Bärenschanze înseamnă bârlogul urșilor sau ursului, ceva de genul. Acolo se află și o fabrică de bere, o marcă de bere tânără, de câțiva ani există aici în Nuremberg. Berea respectivă am început să o probez de-abia de câteva luni. Haideți să vă arăt ce tare aici. Asta tot. Asta este pegnițul, din nou. Iar acolo undeva în colț se întâlnește cu regnițul. Dar ce e tare, avem un drum de bicicletă de undeva la 4 km care duce până în centru din Nuremberg. Tot drumul este numai așa, jamilor. Nu numai că acest drum leagă Nuremberg-ul de Fürth, mai departe leagă Fürth-ul de Erlangen. Orașele care aparțin de metropola, de regiunea metropol... Ia, man! Ce fel mie! S-a-ți făcut! Nu, man! Geil! Ai mi-ai gedacht, das ist geile Idee! Der Pferd kommt am besten ab. Ja, der Hund, ja. Aber der Pferd ist genial. Einen schönen Tag. Ciao. Super tare. Deci, toate orașele care aparțin de regiunea metropolitană Nuremberg sunt legate între ele de foarte multe drumuri de bicicletă. Economisești foarte mult timp pe aceste drumuri, nu ai semafoare și toate, și faci mișcare. Într-adevăr, la weekend câteodată drumurile astea sunt foarte, foarte aglomerate. Este chiar periculos să mergi pe ele. Și sunt unii care chiar zboară cu bicicleta. N-am mai mers de mult cu bicicleta și resimt chestia asta în respirație. Bun, mă, jamilor. Muzică. Ce vedeți voi aici în față este pușcăria orașului Nuremberg, penitenciarul, bulăul. Avem și din astea, nu? Avem și din astea. Da, de zici că e o ceva, nu zici că pușcărie. Da, acolo se văd camerele de luat filmări. Asta este, deci după clădirea de luat vederi, după clădirea asta în dreapta, tot zidul ăla încolo, aparține, este zidul penitenciarului. Iar aici este fabrica de bere Lederer. Nu știu ce se întâmplă, ultima dată când am fost, era în acest cartier, pe strada peste de care chiar am trecut, se află și Ministerul Justiției, Palatul Justiției, acolo unde a fost procesul, cunoscutul proces de la Nuremberg. Da, tot în față. Acest cartier Bärenschanze este, să zic așa, penultimul cartier înainte de a intra în
partea centrală sau de a ajunge în cetate. După Berenșanțe urmează Gostenhof, iar după Gostenhof am ajuns la... Oh, aici. Stai că am trecut în spate. Uite, Șevanda e fotograf. Sunt alle schön. Danke. Gerne. Berenșanțe se numește, Schanzenbräu, după Berenșanțe cartierul, de aceea și semnul. Șoifele cu un clos, 10,40 €. Șoifele e o bucată din aia de porc, un picior de porc. Umărul de porc, nu? Schweinbraten mit clos, 9,80 €. 3 bratwurste cu varză murată sau cu salată de cartofi, 7,80 €. Un schnitzel cu cartofi, 9,80 €. Normal. Normal. Pua, uite ce mi-am băgat asta în deget, frate. Chestia asta. Nebunești. Vă vreți să fost nebunești pe acolo, nu? Da, o masă mai e, oricum. Da. În principiu văd că se așteaptă. Se păstrează distanța. Mască obligatorie. Mai puțin la masă. Și să sperăm că avem și o masă. Dacă nu ai măști la tine, îți vând aici măști cu 10 euro. Ce tare. Bună este... Ah, ce tare, mască 10 cu... 10 euro, Berenșanțe? Dar e faină din... Da. Așa și una așa. Ba, ce tare. Asta 11,90 €. Mega. Nu? Asta sunt. Da. Ce să ne scrim în caiet? Probabil. Asta vine, nu? Sper. Ia pe asta. Baby. Da. Dann dürft ihr euch gerne fassen. Super, danke schön. Nu vei cu masca? Da? Am vrut să beau cu masca. Jamilor, bere roșie. Vedeți că e adevărat. La mine poți mai puțin. Așa știu cum e în părțea la. La mine mai puțin, la tine mai mult acum. Da. Super. Sunt doi. Wow. Tocmai am pus ochii pe un schnaps, se numește Jalte Zwetschge în Fassgehalten. Asta înseamnă păstrat în butoi. Ne-am băgat direct. Cam așa arată. E o țuică de prune păstrată în butoi. Să ducem cotul de acolo, te rog. Ce faimerea asta. Amilor, și pentru voi, sunt bol. Arată bine, nu? Să vede că e ținută în butoi. Are culoarea asta, da, ruginie. Da, e faină, faină culoarea. Și bine miroase. Cum, e tare? Nu-i tare, nu? E tare. Are gust ca lumea de țuică, se simte că nu-i comerțul. Ce vă pot spune despre această bere? A fost prima dată descoperită, sau rețeta a fost inventată undeva în 2004. Iar undeva în 2006-2007, oamenii au făcut atelierul ăsta în Berenșanțe. Locul este situat exact între cartierul Berenșanțe și cartierul Gostenhof. În 2007-2006 au deschis chestia asta, iar undeva din 2016 au ieșit pe piață puternic, vând și în Grosshandel, în magazine mari. Fac o treabă bună. N-am cumpărat-o niciodată până nu am văzut un vecin de la grădină că vine cu o ladă și m-am gândit, bă, dacă el așa luat o ladă, de obicei îți iei o ladă de bere, un sort care îți place foarte mult. În rest, poți să-ți iei câte o bere. Plus, aici în Nuremberg este una dintre singurele regiuni din Bavaria, dacă nu din Germania, unde a început să producă bere această roșie. Nu cunosc prea multe detalii de ce se spune bere roșie, dar are un gust caramelisiu spre ars. De culoare, foarte fain. Poate și de aia. Poate și de aia. În paleta de roșu, de ruginie. E posibil. Ce am... E posibil. Ce vă sugerez, dacă ajungeți prin Nuremberg sau pe aici, prin regiune, în Franken, în Mittelfranken, și beți o bere roșie,
La berea roșie trebuie să procedați la fel cum procedați la un Weizen, să amestecați puțin în sticlă pentru a pune în pahar și drojdia. Și bineînțeles o beți cu un pahar nu direct din sticlă pentru că nu o veți savura la puterea, la puterea ei maximă. Să vină mangiare! €24 și 20 de cenți a costat tot. Cum a fost? Foarte bun. Să merite, să mergem mai departe. Cartofi la cuptor cu spanac și brânză, feta. Foarte bun. O salată. Să mergem mai departe. Bine. Domnilor, suntem oficial în cetatea Nürnbergului. Nu v-am dus niciodată pe aici. În principiu, 4 km de unde stăm noi. Uite ce case tari. Old school. În fața. Un vlog despre Nürnberg vom face într-o zi când avem chef. Aici în Nürnberg a fost tatăl lui Vlad Țepeș și Vlad Țepeș înrolați în Codul Dragonului. Cetatea este foarte mare, nici măcar nu am ajuns la cetate. Acolo este castelul, undeva acolo sus. Numai ce am mâncat, frate, și are foame. Suai, ci că se slăbește. Haide. Eu nu trebuie să mănânc. Eu să merg în față, să plătesc. Suai, te-ai scos, a? Te-ai scos cu mine. Ua. Dreapta. Acum dreapta. La capătul străzii, bineînțeles. Aceasta este primăria în față, iar acolo este primăria veche, old school, și urcarea spre turn. Este un singur inel pe toată poarta aceasta care se învârte. Cel mai mare, cea mai mare piață de Crăciun din lume. Unde? Acolo undeva sus, la acel balcon. Iasă Chris Kindu și spune o poveste de Crăciun. Nu departe de unde ne aflăm noi, se află și Biserica Sebaldus, protectorul cetății. Știți de ce am venit aici, nu? Nu neapărat să vă arătăm vouă cetatea Nürnberg, mai degrabă să mâncăm, având în vedere că toate food truck-urile sunt ancorate pe aici, prin cetate. În cauza pandemiei, să facă un bănuț. Și sunt prăștiate. Aici avem foarte multe standuri coreene, asiatice. Ce bine arată! Korean beef bowl, kobo. Undeva între 4 și 8 euro porție. Arată bine, arată bine. Uite la ou. Wow. Mega. Suntem deja pe a doua baterie. Vino încoa, Habibi. Te uiți la Habibi, nu știu eu să muști sau ce. Da, nici nu mai pot să-mi pun bicicleta. Habibi, Habibi. Hai, da. Unde? La mama. Că-i foame. Hai, mă, baby. E al meu. Ai zis că Frau Schmidt și-a luat un... Ai martor. Frau Schmidt și-a luat un falafel. N-ai zis Herr Schmidt. Hai că-i un pic de mâncare. Cine a plătit? Egal. Nu te cumpărăți.
Dă-mi înapoi, nu fi din ăla. Știi, dacă cer o mușcă și mai dă înapoi, aia, îți ia tot sandwich-ul. Îl știi pe aia? Uite, până cu tine, mă, cum stage? Mega bun. Cum mă așteptam. În afară de falafel, sushi, mâncare coreeană, există și curry, șamilor. Doar că șef Wanda nu a vrut să mai mănânce orez. Lângă toate aceste standuri, este piața zilnică din Nuremberg, din spatele nostru, unde găsiți produse regionale, legume, fructe, brânzeturi, tot felul de produse de patiserie. La mijloc. N-am cuvinte. La mijloc, să simți și cum e. Asta e o mușcă. Cu mentă. De adevărat. O, cu mentă. Cu mentă, mă. Ne place să lucrez aici numai ca să vin să cumpăr mâncare de la ăștia, în pauză. Pe aici, prin zone, mă refer. Aceste lucruri, fiind spuse, vă pup pe portofel. Rămâne sănătoși, abo subscribe, Instagram, multe vloguri în descriere și până data viitoare. Ciao, bus. Peace.